E ziua ta, iubito, și-n dar de ziua ta, te-aș da și te-am. E ziua ta, iubito, și-n dar de ziua ta. Dragii noștri, bună ziua din nou! Iarăși Iulisa Palade și iarăși echipa surpriză la tine acasă. Cu mare drag, astăzi mergem cu drag să livrăm emoțiile frumoase tuturor celor care sunt născuți într-o zi frumoasă de februarie. 2024, astăzi 25 februarie, când noi mergem cu mare drag să livrăm emoțiile frumoase și să cântăm la mulți ani celor care sunt sărbătoriți. Ne aflăm în orașul Făleș, Pizzeria Best, unde doamna Valentina Cimbriciu, la cei 50 de ani, adună oamenii dragi sufletului dumneei să sărbătorească frumos acest jubileu minunat și această primă zi din a doua tinerețe. Noi venim cu mare drag din partea soțului, din partea feciorilor, cu mare drag să-i cântăm astăzi la mulți ani. Cu mare drag ne-au încredințat frumoasa emoție și nouă nu ne rămâne altceva decât căldura sufletească a celor dragi să o transmite omului drag care face sărbătoare frumoasă și desigur să lăsăm cele mai frumoase emoții de suflet de la sărbătorile oamenilor care cu mare drag îi adună trup cu suflet să sărbătorească și din suflet să cânte la mulți ani pentru că este de sărbătoare. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Și acum toți împreună. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. V-am găsit. Mă bucur foarte mult azi în localul Pizzeriei Best. Doamna Valentina Cimbriciuc face astăzi o frumoasă sărbătoare. O primă zi din cea de-a doua tinereți. Mare drag, la frumoasă dumneavoastră sărbătoare. Ne cerem scuze că dăm busna. Ne întrebați și ne invitați. Venim rugați de cineva drag să aducem o emoție frumoasă astăzi sufletului de om minunat care face o frumoasă sărbătoare, care își adună oamenii dragi în cap de masă. Și aici am să mă opresc. Doamna Valentina, spuneți-mi, vă rog frumos, cum credeți, în parte cui venim noi azi să vă aducem frumoase daruri, dar cel mai important este un dor și o dragoste față de dumneavoastră. Eu gândesc că copiii. Așa? Câți copii mama are la suflet? Doi ficiore. Așa? Ficiore ce mai au? Prieteni. Așa? Noi venim cu mare drag. Din partea a trei suflete, foarte important. Este vorba despre ficiorii dumneavoastră plecați departe. Este vorba despre cel domn care, uitați-vă, chipurile nu știe nimic și nu are nimic surpriza noastră, dar dumneavoastră este cel care o plănuie în tot acest moment frumos. Este cel complice de aici, de pe loc, în complicitate cu cei de departe. Și două suflete de fete, minunate, frumoase, care stau și ele așa, supăritoare a băieților dumneavoastră, azi cu gând și suflet, cu căldură sufletească. Dar cea mai mare căldură, că zic eu, că este căldura copilului față de mamă, ce zboară de departe. Și cea de aici căldură, care a retrăit și ne-a chemat aici, știind că stați înconjurată de cei mai dragi sufletului, probabil. Venim să vă aducem și noi un moment frumos, să vă spunem cu mare drag, la mulți ani, la această sărbătoare frumoasă. Este un jubileu frumos și este un jubileu când toată lumea a venit și v-a spus din suflet la mulți ani, mai puțin copiii dumneavoastră, care ar fi trebuit primii să fie, dar asta este timpul, acestea sunt vremurile în care trăim și fiecare om, probabil, dacă vă întreb, are pe cineva drag de parte. La dumneavoastră sunt băieți, dar uitați-vă cât de plin de dragoste, cu sufletul plin, dar un pic tâng că nu pot să vină ei să îmbrățișeze pe mama, dar mama știe că ei o iubesc foarte mult, mămica știe că ei sunt întotdeauna cu gândul aici acasă la ea, la cea mai blândă, la cea mai frumoasă, la cea mai gospodină, la cea mai minunată. Și unde nu i-ar duce soarta vieții pe băieții dumneavoastră? Și ce fete minunate nu s-or alege ei în viață să formeze familie? Ca mama nu e. Și asta să țineți minte întotdeauna. Și de obicei noi copiii, știți cum, ne alegem sortiții vieții asemeni părinților noștri. Dacă vorbim de fete, alegem conform tăticului nostru, cumva ceva calități. Exact asta caut probabil băieții dumneavoastră. Să fie frumoasă ca mama, să fie gingăș ca mama, să fie blândă ca mama, să fie primitoare ca mama. Și să știi să aștepți frumos așa cum o face doar mama. La mulți ani, doamna Valentina! Bravo.
și torta, care pare tare mică, dar hotărăște cât două. Așa, noi vă aducem cu mare drag la frumoasă sărbătoare, să vă îndulciți din ea cu toți oaspeții dumneavoastră. Să simțiți și ei, măcar așa, pentru un gest aproape. Dacă soțul deja aici, îl poate să vă îmbrățișeze pentru toți trei. Este aici prezent și nu are drept să ne vă dea îmbrățișare așa. De la trei bărbați frumoși din viața dumneavoastră. Eu o să vă urez din suflet sănătate din partea lor. Ce trebuie om în viața asta, dacă nu în primul rând sănătate? Putere, dragă mamă, să iubiți așa cum știți doar dumneavoastră, să-i așteptați cum știți dumneavoastră. Mulțumiri și plecăciuni din partea copiilor dumneavoastră, în primul rând, pentru viață, pentru educație, pentru dragostea cu care i-ați crescut, că nu există mamă în lumea asta să nu iubească copiii mai mult ca viața sa. Și nu există mamă în lumea asta să nu se teamă pentru copii mai mult ca orice în lumea asta. Și fiecare durere ce-l doare pe el, pe mamă, îi doare întotdeauna înzecit, înmiit, și asta ei o cunosc. Și probabil astăzi ar fi și oportun momentul să spunem, iartă-ne mamă pentru șoții, pentru năzbâtii, poate pentru unele cuvinte care le întoarcem noi părinților și după asta ne pare rău și regretăm, dar asta este copilărie, adolescența, tinerețea, când ei realizează că uneori poate pe mama o durut-o, dar a știut cu atâta înțelepciune și dragoste să ierte, să pui capul în jos, să ne mângâi, să ne ierte. Și nu știu dacă ați reușit să mai spuneți, las ca să aveți și voi copiii voștri și o să vedeți cum o să fie azi cu dragoste. Vă aplaud în rând toată lumea și vă spun din suflet la mulți ani. Exact ca mine, vorbiți mult, fără obrire. Vă așteaptă și ei cu un cuvânt din partea dumneavoastră. În primul rând vreau să-i mulțumesc la copiii mei, că numai este doi copii, mai mult n-am. Mulțumesc din suflet pentru surpriza care mi-a făcut-o la anii ăștia de 50 de ani. Eu le doresc lor să fie sănătoși. Mă mândresc cu așa băieți, muncitori, tari și deștepți. Niciodată n-am avut din partea lor nicio problemă. Au fost niște băieți ascultători, au fost niște copii. Ca fiecare mie, n-am găsit așa. Poate cineva spune, dar eu așa băieți cum am eu, nu știu. Eu poate cineva are, dar eu nu. Foarte ascultători, muncitori. La toată vremea m-a ajutat, m-a susținut, chiar și câteodată am fost și bolnavă, lângă pat asta. Dacă nu s-a descurcat, a chemat vecina și eu sunt foarte mulțumit de băieți. Și sunt niște băieți cu credință în Dumnezeu. Eu mulțumesc foarte mult la copiii mei și în seara și dimineață mă rog ca să fii sănătoși, să muncească și să aibă mare noroc. Să aibă noroc în viață și să aibă parte din niște... Să aibă parte din niște fete bune, niște cuminți. Eu știu cât a s-o duc și asigur până la urmă, dar asta să fie, să fii sănătoși și să aibă fericire în viață. Fiecare băieț și alegi soția ca mamă. Dar asta nu zic și eu. Știu cum i-am crescut, scumins, n-am avut probleme. Eu spun tot vremea, am doi ficiori, nu sunt ficiori, dar sunt fetii. Știți, eu spun așa. Eu am plecat și la Moscova, am stat acasă, dar când vineam, nu îmi vinea a crede că ei așa puteți să spiele și să facă așa curățenie. Tot curat și aranjat. Da. Știți, întotdeauna, deja 6 ani acum facem, de când facem surprize, eu nu știu dacă a fost părinte în toată activitatea noastră, dar nu știu dacă există în lumea asta, să spună cineva că copilul meu e urât. Sau copilul meu e rău. Copilul meu e cel mai bun. Chiar dacă uneori are și niște minusuri. Minusul lor întotdeauna e minusul nostru a părinților. Și atunci noi ne simțim vinoveți și atunci încercăm să corectăm poate ce aici undeva am omis noi. Și dacă mama spune cu atâta căldură de copii ei, înseamnă că mama este iubită, înseamnă că mama este prețuită, înseamnă că mama este fericită. Și dacă s-au gândit, uitați împreună cu domnul care ne-a încredințat emoția frumoasă anume nouă, dumnealui a fost cel care ne-a sunat, mi-a spus cu atâta dragoste, vrem să o bucurăm. Ia, sufletul nostru de femeie, care o iubim în egală măsură, dar diferit, dumnealui ca bărbat, ei ca copiii dumneavoastră. Și acele două sufletele care mai stau și ele acolo în spate și s-au alăturat frumos într-o surpriză frumoasă. Deci aveți motiv să vă simțiți o femeie, zic, fericită. Aveți și oameni dragi la suflet, dar cei mai dragi sufletul copiii dumneavoastră, dacă vă sunt sănătoși, dacă vă respectă, dacă prețuiesc munca dumneavoastră, străduința dumneavoastră, nopțile nedormite, alergătura și toată răbdarea de mamă care o depune până la această vârstă și până la adânci bătrâneți, până la ultima suflare, cred că mama e unic suflet pe fața pământului care le rabdă, le duce
le trage după dânsa și muncește ca nouă copiilor să ne fie cei mai bine. Să fiți sănătoasă, o seară cât mai frumoasă. Și nouă ne s-a spus așa, dacă între acolo ieși peste o oră, pentru că mama iubește tare mult să cânte, să danseze, să schiuie. Așa că noi am venit aici după ușă și cu boxă, să vă facem un pic de veselie, să mai dansăm. Cred că ați reușit un pic să serviți lumea, să-i, să-i cinstiți, să-i hrăniți, că moldovanul nu dansează dacă e flămâni. Să-i încălzăm deocamdată. Așa? Soțul îi mulțumesc, eu nu știu că el s-o ocupă cu așa trebuie. Toate femeile spun așa. El are legătură psihotare cu tăjătorul. Eu nu prea știu ce fac ei seara în casă. Bravo! Vin de vreau să mă alătur și adică îți doresc tot binele din lume, multă sănătate, în primul rând, pentru că de asta avem nevoie toți. Și cum ne-ai iubit și ne-ai răbdat și ne-ai păstrat până acum, așa să ne păstrezi și mai departe. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
să vezi dacă sunt acasă. Iagada, 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 iagada. Ia măi căruța ta. Iagada, 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 iagada. Vii măi, ho, măi, stai, măi, căruța cu ta. Lăutare, să se rupă corpile. Te-am chemat la
și omul trecător. Hai cu mine și-o petrece toată noaptea până-n zori. Cântă, cântă, lăutare, să se rupă strunele. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o petrece toată noaptea până-n zori. Я добра желаю.
că bine și uită legea asta, dacă ți-ai Dumnezeu să ajute. O dorule, o dorule, o dorule, eu și atunci am să știu bun când mai l-am trecut în drum. Și nu i-arunca cu piatra ca să mă mai la drodat și cu pâine de secară cât mai dulce când am mare. Thank you.
eu. Eu uitați-vă la mine, cum să mă înșelă pe mine. Mă gândesc că gândul meu, așa e alt, așa n-am eu. Oare și al meu bărbat alături o fi călcat? Că dacă sunt că e așa, îl omor cu mâna mea. Oare și al meu bărbat alături o fi călcat? Că dacă sunt că e așa, îl omor cu mâna mea. Ia uitați-vă la mine, cum să mă înșele pe mine. Mă gândesc că gândul meu și-are alta și n-am eu. Ia uitați-vă la mine, cum să mă înșele pe mine. Mă gândesc că gândul meu și-are alta și n-am eu.
dumneavoastră, după care vă lăsăm să vorbesc frumos cu toată lumea. Haideți, frate! O forță puternic, facem horă ca la final. Lăsăm amintiri frumoase de la cei 50 de ani ai doamnei Valentina. Și tot așa să vă întâlniți frumos și sărbătoriți zilele frumoase din familia dumneavoastră. Mirișoară scomos și rece, cu tine eu voi petrece. Dar de ziua ta,